Un tir plin cu oi s-a răsturnat pe un drum județean din Tulcea. Șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe acostament. În urma impactului, peste 100 de oi au murit. Animalele care au supraviețuit au fost preluate de un alt camion trimis de proprietarul oilor. Salvatorii au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurt. Pompierii au eliminat riscul unui incendiu și au acționat pentru îndepărtarea scurgerilor de pe carosabil.